Bun venit la toată lumea care este, doamnelor și domnilor, ciacanei și ciacanițe. Bun venit la campionatul sătesc de GTA 5. Astăzi jucăm împreună cu personajul ăsta, o să-i spunem Mircea Badea, pentru că iată este îmbrăcat în luptător de Muay Thai cu mite și alte tehnici de karateka, la care e dumnealui specialist. Suntem pe malul mării, după cum puteți vedea, după care puteți uita. Suntem la Costinești astăzi, e foarte frumos aici și iată câte mașini am adunat aici. Pentru că am vrut să vă arăt ceva frumos, stați un pic că trebuie să-l împuși pe ăsta ca să nu plece. Stai mă, nu pleca, ho! Bă, trebuie să-mi iau mouse nou, chiclă, zău! Fugi! L-am împușcat în rinichi. Stai și tu pe loc, domnul! Stați și dumneavoastră! La o poză, vă rog! Așa! Oho, ce claxon! Zici că-s la nuntă! Să le dea Dumnezeu sănătate mirilor, Doamne ajută! Așa, deci vreau să vă dau o mostră de, din ce se va întâmpla astăzi. Suntem în director mode, după cum vedeți, pentru că, efectiv, mi-e foarte lene să mai fugie poliție și tot felul. Așa că facem o explozie frumoasă în linie și asta vom încerca să facem la marginea autostrăzii. De fapt, pe o bandă de autostradă. 3, 2, 1, forță frățică, ciocanului Thor! Vai, ce frumos, ce bunătate, ce, Doamne, Doamne, ce buze, ce urechiușe! Acum, înainte să plecăm, că o să plecăm de aici, detonăm toate mașinile din parcare, înainte să merem. Poate dispare vreuna dintre ele, dar pe acum asta este, că așa-i GTA-ul ăsta. Face pe interesantul. Dispar mașinile, le pui la un loc și apoi dispar. De-aia merem la marginea autostrăzii, că acolo vin mașini tot timpul. Merem pe autostrada A3, pe centura lui Emiluț, cum ar veni. 3, stai să merem mai departe. Stați așa, să ne intre toate în cadru. Hai și tu. Poftim. 3, 2, 1. Pa, 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 pa. Extraordinar de frumos. Bună ziua, nu vă supărați, nu știți cumva... Ne scuzați. Ia uite-o, doamnă, ce frumos umblă. Stați că vreau să vă dau o carte cu martorii lui Jehova. Ia că fuge. Ia, luați un pic asta. Mă scuzați. Ne scuzați. Așadar, suntem pe faleză la Costinești, aici... Merge muzica, este frumos, ciacănăi, ciacănițele dansează, vremea este frumos, este frumos, ia stai să-i pișcăm și pe ăștia. Attention, s'il vous plaît! Poc! Na bun. Și acum, hai să vedem în ce direcție trebuie să o luăm. A, păi autostrada e chiar aici, aproape de noi, nu-i nicio problemă, ne urcăm, iute, iute, hai mă! Hai măi, Mircea Badea, măi, hai că ai luat-o în freză. Hai că ție-ți place să iei în freză. Deci suntem cum ar veni în filmul Gone in 05 Seconds. Ăsta mă disperă că fumează, nu de altceva. Nu de alta, dar de ce nu mi-a dat și mie? Așa, stai să vedem, unde suntem? Așa, e bine. S-o luăm frumos către autostradă, așadar. Și în acest timp să ne mai... Ia l-ai pe ăsta, fuge cu mine. Stai, nu fugi, bă, dar ăsta-i făcut, mă, să vede că am burtă. Burdihanul ăsta, Mircea Badea, aia e problema. Și văd că, uite, rezistă mai mult de 5 secunde. Interesant. N-avem timp de risipit, așa că stai să vedem care e legătura cu autostrada. Da, ne aruncăm de aici. Bravo. Asta e frumos în director mod, că ești invincibil. Practic, nu poți pentru ca să perești, nu poți peri. O murit șogunul, o murit șogunul. Mă s-a dă cu tunul, mă s-a dă cu tunul, măi. Asta e din Vacanța Mare de pe vremuri, pentru cine nu știe. Respect la Vacanța Mare care este, care a fost și va rămâne mereu în inimile noastre. Stai să... Ciordiaules mașina asta, ciordiaules ciricli. Așa cum eu zis,
Hai mă, pornește-o cu două fire, dică ăsta, mă. Cum mi-a zis când a fost cu românul și țiganul, care erau vecini. Și, oh, nu, în cealaltă parte. Invers. Cum n-am estimat-o bine? Da, așa, când a fost românul cu țiganul, erau vecini și i-a zis românul: bă, vecine, bă, țiganie, cred că pruncul tău mi-a furat o capră, bă. Și eu zic țiganul: bă, Beniamina, mie, nici vorbă, bă, nici poveste. No, cheamă-l aici, zice, să vedem, no, și apoi strigă: Beniamin, hai încoci! Hai aici, băga-mi-aș gura ta! Vine Beniamin și zice: Beniamin, ciorgit capră? Ciorgit, tată! No, vedeți, domnul, zic că nici nu l-a văzut! No, așa e și ăsta, stați, mă, că eu te ratez, mă, tă stau aici pe... de povești, stau pe chat cu voi și... pierdem lucrurile esențiale. Uite, acolo e autostrada. Trebuie să găsim loc să ieșim la ea. Mă, să dă cu tu nu, mă, să dă cu tu nu, măi. Măi, dorule, măi. Așa, pe aici. Mă scuzați, domnul, nu v-am văzut. V-am mințit, v-am văzut, dar sunteți nașpa. Bă, dar de aici am venit, mă. Unde Ticlăzău este autostrada aceea? Aha, uite-i. Deci pe aici treia noi să sărim din start. Stai să vedem dacă nu putem, că trebuie să ne găsim un loc. M-aș duce pe jos, dar trebuie să-mi găsesc un loc fain de... cum îi zice? Ăsta nu, no. Așa, așa, uite că acum intrăm pe autostradițe, autobanițe. Da, așa, facem un tetacheu aici. Puf, foarte ratat tetacheu ăsta. Stai să vedem în ce parte s-o lua. Hai s-o luăm în dreapta. Dar nu mă, că aia de sus e... stai așa mă, că acum am ginit, mă. Asta e pe de sub, mă, băiete, mă. No, trebuie să intrăm pe dincolo, stați așa. Stai, că mere furia galbenă acum, ni. Opa, asta e, mă. No, asta e autostrada adevărat, ițe. O dai să pută Mircea Badea. El e fain Toyota, dar păi acum au luat ce-au găsit, no? Ce-a dat bunul Dumnezeu? Da, asta suge, într-adevăr. Am văzut aseară, astăzi fiind duminică, nu știu dacă ați văzut cine a intrat pe Fortnite, au putut asista la un deosebit concert Marshmello. Marshmello, băi, să strică lumea de cap. Deci acum merea la concert în jocuri, mă. Și era plin de copii acolo la Fortnite, era plin de copii în fața scenei la Marshmello și băgau dansuri, tot felul. Am înțeles că s-o dat și ceva dansuri speciale ieri ca să poți dansa în fața scenei la Marshmello. Deci e ca și cum ai fost la Electric Castle, numai că nu. Mă, că ai fost de acasă. Ai stat în chiloți și în ciorapi în fața monitorului și vezi, doamne, ai fost la concert la Marshmello. No, s-au adunat. Până azi dimineață aveau pe YouTube deja 3 milioane jumate de vizualizări clipul ăla. Nu știu cine l-a postat. Dacă l-a postat Fortnite oficial sau cine fi fost. În fine, ceva gamer care o captat. Așa, mă, ăsta este un loc bun. Bun, punem noi frumos mașina aici. Și mai trebuie să furăm una ca să blocăm traficul. Mă scuzați, domnul, numai un pic. Oh, domnișoară, vedeți că vi se vede sutienul. Așa. Bun, asta o punem aici. Să mai vină una, să vină la foc. Hai, 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 că facem blocaj aici. Adică autostradă vă trebuie vouă. În România, aici e și om cuta, bă, unde vă credeți, mă, dică ăștia, mă. Așa. Facem un gar cinstit, că cineva sigur s-a aflat deștept. Căcat se întâmplă, asta este, n-ai cât să fă, mă, cât să fă, n-ai cât să fă. Bă, dar tu ești beteag la camă, ce-i baiu cu tine, mă? Atât, toti, asta este. Oh, dar ce frumusețe, ce splendoare!
Ce se adună aici, vedeți? Stai prost. A început deja. Ce, mă scoți din mașină? Nu? Ia de aici că noi peri. Pac, dar stai mă că ne complicăm, mă. Ce-i cu voi, mă? Ia de aici, hai. Stai un pic. Stai, mă. Ăsta agitatorul, mă. Ăștia trebuie distruși, mă. Și tu, și tu. Ia, mă. Ho, ho, ce ambuscadă. Che ambuscadă, este spectaculadu. Bă, nu mai dați în frățică că vă sparg, mă. Noi ia, mă, că o spart. O spart bariera, mă. Extra fucking ordinar. Stați un pic, domnișoară. Stați un pic că facem noi blocada înapoi. Ia, mă, cum trec pe acolo și nu-i ok, mă. Nu-i ok, mă, să treci așa. Atât. Pe ăsta l-am surechit. Asta era toate. Bă, altul care m-a lovit. Bă, copii, bă, dar mai liniștiți-vă, mă, ce Dumnezeu, mă. Unde vă credeți, mă, pe, la sensul giratorului din Ardusat, mă, dică ăștia, mă. No, cred că am strâns ceva până acum, așa că putem începe. Și când se adună destule mașini, îi dăm să pută. Am văzut că... Păi, ce frumos! Am văzut că poți să pui maxim 20 de sticky bomburi. Așa, mai punem și pe aia. Bun, și acum punem pe drum. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Nu știu cât e ăsta, am mai pus și înainte. No, ia mă, dispărut blocada, mă, nu se poate așa ceva. 10, 11, 12, extraordinar. Ce prost am făcut că nu le-am detonat atunci. Maxim 20. No, bine, nu ne iese. Așa că trebuie să facem o altă blocadă. Asta este, ne pare rău. Ah, ce rău îmi pare. Acum aștept un cârt de mașini, măcar dacă am pus astea 20 de sticky bomburi să le iau. Frumos. Hai, mă, hai că mai vin două pe pod, așa. Hai, 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 fii atent aici. Vai, ce frumos, ce frumos, bă, băiete, bă. No, știți ce facem? Înainte să facem blocada, îi dăm noi drumul aici. Una, două, trei, patru, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și mergem înapoi. Și punem pe banda asta. 1, 2, 3. Oh, stai că s-o cam dus din ele. Când pui una, ți-o ia pe ultima pe care ai pus-o. Pe prima pe care ai pus-o, de fapt. Ia uite mașina de pompieri. Am lipit ceva frumos, o surpriză de ea. Pompierii au luat-o cu toții la fugă. Stați un pic. Ah, că n-am fost pe fază. Da, asta suge, ai dreptate, Mircea Badea. Nu vă supărați. Vreau să vă iau mașina. Așa că nu vă supărați. No, bine, mersi. Stați numai un pic. Stai numai, nu te hăți. Nu te hăți. Stai, Dibol, unde te duci? Da, I'm fucking kidding you. Da, du-te! Du-te, da-ți aș papa! Scatem acum automatul! Nu calașul, mă! Bă, dar nu pistolul, mă! Fantastic! Așa! Dumneavoastră era treia să muriți, domnul! Uai, și ce faină blocadă s-a făcut aici! Stai, stai, că se întâmplă! Atât! Ăla-i toti! Bravo! Mersi! Ce mi-a dat ăsta, domni fet? Ăsta era în picaj, dar încă el trăgea. Bă, prost trebuie să fii, mă. Stai numai, că refacem noi aici frumos. Hai, mă, pornește, mă. Ăla-i toti.
Hai, hai, hai! Hai și dumneavoastră! Bă, nu-mi place asta, mă! Asta e mult mai cinstită! Atât! Hai să vedem ce e mai bine! Și tu vrei? Bitch, mi-ai zis! Poți să te duci, tă, du-te! Ia-l-ai pe ăsta cu ce viteză a intrat! Bă, dar prost ești, mă! Bă, dar prost ești! Bă, dar prost e să trăiască! Ce fain clipesc bombițele, le vedeți? Foarte frumos, deși cred că trebuie să reorganizăm noi un pic aici. Na bun, stați să vină ăștia. Ho, mă. Ia că ăsta au trecut, mă. Bă, mersi, mă. Nu trebuia. Stai că pune mașina asta în drum. Nu vă temeți! Nu vă fie frică! Aici ai frățică! Așa, băi, băiete! Și acum am asta! Acum din mașină vă fac! Ăla-i, tati! Ia, mă, că te sparg ăștia rândurile aici, mă! Nu se poate, mă! Mori! Aia-i! Nu mai spargeți rândurile, ia că vine ambulanția. Michilas, doctor Meșter! Ăsta au abandonat aici. Opa! S-a întâmplat ceva, Juicy! Hai, hai! Asta este... Asta este viața mea... Stai, mă, că asta nu a luat-o. Luați, luați de aici. Serviți. Dar nici n-ați servit cozonac încă. Dar mai stați un pic. Dar nu vă grăbiți. Oi, 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 oi. Opa, vrei să fugi, Gușter? Stai numai. Hai, că și un motor e bun. Ai, ai, ai. Dă-i înainte cu tupeu. Ai, ai, ai. Și-ai să vezi că ești gajeu. Bă, nu știu ce am cu piesa asta, dar când tot la GTA mă apucă cu ea. Haideți, haideți, spune mai în față așa. Nu muriți încă, mai călcați un pic. Hop, 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 hop. Joc cu violență. Doamne, câtă violență. Bă, să nu vă apuce bățul. Cum l-a apucat pe un copil, un deșept de ăsta care el a crezut că GTA-ul e pe bune și a ieșit cu ceva, a luat pușca lui tatăsu și a ieșit în drum și s-a apucat de surechit. Bă, ăsta e un joc, mă. Bă, ce copii handicapați, mă, dar păi să nu faci diferența între un joc și... Ne distrăm până nu ne mai distrăm, până nu mai ne distrăm. Stai numai. Haide și dumneavoastră, hai că se strâng clienții, vin clienții. Ia-l-ai pe ăsta, ce guștere, o zbura pe stătăt, mă, vai ce bune. Ăsta merita să scape. No, dragii moșului, sunteți pregătiți să vedeți marea minune de la Ierusalim? Ia mă, cum mai dispărut din ele, bă, ce mă disperă, mă, no, stai că mai trebuie să strângem 2-3. Ce mă disperă GTA-ul ăsta, mă, cum... Hopa, n-o perit ăsta. Acum da. Îl luăm noi cu luneta, dacă nu. Hai că vin clienții, vin. Ia l-ai pe ăsta, s-o tădus. Sunt înnebuniți oamenii, măi. Înnebuniții. Stați un pic, doamnă, nu plecați. Și-am tras eu la nimereală. Stai un pic, domnul, poc. Headshot și la domnul Bogdan. Ia, el vorbește. Abu l-am pușcat, el vorbește la telefon. Ce, asta e ceva eroare de GTA. Ia l-ai pe ăsta, ăsta încă cearcă. Băi, dar tu crezi că mai scap de aici, mă? Dic Gonzo, domnul Gonzo. Stai că mai vin, băieții. Ia l-ai și pe ăsta. Ia de aici.
Stai, nu te grăbi! Poc! Poc te jigo! Da bun, hai că-i dăm drumul! Deși tare aș vrea să mai vină câteva, dar asta este! Să vedem șoferul ăsta de camion! Este! Nu este! Hai că-o venit! Na! Stai că mai vine și domnul motociclist, atențiune! Băi, ca artificiile de Crăciun, mă, băiete, mă! Extraordinar de frumos, mă, foarte frumos! Mulțumim lui Mircea Badea care a făcut show, hopa! A făcut show, măcar aici să facă show dacă în ring nu face. Bă, da, frumos, uite, că dacă insistăm acum mai putem face un pic de show. Extraordinar, ce frumos! Mulțumim, doamne, pentru GTA! Stați un pic, domnul, cu ambulanța, nu plecați! Minunate sticky bomburile astea, excelente! Și mai sunt și proximity mine. Astea sunt foarte mișto, ia-le! Astea le poți arunca pe jos și când trece cineva pe lângă ele, i-o dat pe coajă. Ia uite. Astea sunt cu senzori de mișcare. Ce, v-ați mișcat cumva? Ia la ce-o sărit asta cu scuterașul. Hopa! Nu te mișca, bă, că pușca, nu te mișca! Te-ai dus! Îmi pare rău. Ai plecat! Și multe nopți am plâns, ai plecat. De ce ai plecat? De ce ai plecat? Puff, noroc că sunt invincibil. Ho, ho, ho. Ta 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 ta. Wow, ce mișteau! Măi! Mersi! Ăsta-i tati, că asta-am pus-o mai devreme! Oh. Ah, ia-l-ai cum umblă ăsta, ia, joacă șarpele! Ăsta-i ceva dans! Toi, toi. Bine, tati! Stați, nu vă mișcați! Ba, mișcați-vă! Bom. Bamboleo! Bambolea! E foarte frumos. Stai să încheiem frumos cu lansatorul ăsta de grenade. Că e ceva... E foarte frumos. Oh. Anarhie, tati! Anar fucking hie! Cicăbleau, cicăbleau, cicăbleau! Bă, m-am săturat, bă! Sunt Mircea Badea și vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem diseară la emisiune. Pff, cu ochiul spart. V-am țucat. Mulțumesc că v-ați uitat. Doamne ajută-vă, Hristos a înviat. Data viitoare ieșim cu Mircea Badea la vânătoare de oameni, fără nicio armă. Deci vă spun, data viitoare când jucăm GTA. Wow, bine, tati. Când jucăm GTA, fără nicio armă, cu pumnul gol, dar nu facem nimic. De fapt, nici nu o să dăm niciun pumn. Ieșim la dat de... da, nu vă zic. N-are rost să vă zic. O să vedeți atunci. Stați, domnul, unde ați crezut că mereți cu gunoiul? Na. Violeta, duce găleata la gunoi. Bullshit ești tu, bă. Bă, dar nu mă pot, bă. Nu mă pot opri, mă. Ce fain e. Cicăbleau, cicăbleau. Stai, mai Mircea Badea, nu fi prost, mă. Nu fi prost, că ești dianost. Ăla-i tati, țâpă-te de pe pot, țâpă-te pe linoleu, țâpă-te pe linoleu. Nu mă țup că nu i-am eu, nu mă țup că nu i-am eu. Mersi frumos, gata. Hai, că deja aberez. Oma! V-am pupat! Ceau, Lestoc! Frățica out! GTA 5, campionatul sătesc, Mircea Badea, kiss, cum se zice? Mic drop, kiss și mic drop. Ceau, Les!
Dar înainte să plecăm, stați un pic, nu vă grăbiți. Să vă arăt una care mi-a ieșit când nu înregistram. După cum ați văzut, am blocat tot drumul cu un autobuz și sigur că nu m-am gândit eu, inteligentul de mine, să pun bombele înainte, să pun sticky bomburile, așa că eu m-am tădus ca prostul și pe când m-am întors, să vedeți ce surpriză, iată, che sorpresa. O dispărut din mașini. Chiar și așa, când i-am dat să pută... Eu zic că e destul de mișto. Dar mai târziu mi-am dat seama că e mult mai interesant dacă pui sticky bomburile dinainte, după care furi atunci autobuzul, ajungi pe banda asta, pe podul ăsta cu două benzi, cum ar fi, și cum și este ea, pe podul Lane, așa se numește, că acolo nu înseamnă că e lane-i culoare, e podul Lane. Așa, deci acum blochez frumos drumul, iese Mircea Badea din autobuz, bombele-s gata puse deja. Stai, mai încercăm, mai blocăm drumul acolo. Am încercat să blochez iară drumul, dar între timp a furat cineva autobuzul, așa că mi-am dat seama că nu se merită. S-au adunat deja niște mașini pe pod, așa că n-am mai stat pe gânduri. Și-o venit frumos în lănțuc, un lănțișor de aur cum nu s-a mai văzut, pururea în vecii vecilor. Așa, din spital vă salută Mircea Badea, ăsta frățică, ciao, le stoc!